Salut! Astăzi am făcut o dulceață foarte, foarte bună de vișine și pe când am terminat-o mi-am dat seama că nu avem pâine să o degustăm așa cum trebuie să facem. Așa că voi face niște chifle fără dospire cu chefir, făcut chiar de noi în casă, chefir de capră și cu praf de copt și sare. Deci doar făină, praf de copt, sare și chefir. Doar 4 ingrediente. E foarte, foarte simplu. Nu vor ieși chifle din acelea foarte pufoase și foarte aerate, dar va ieși o pâinică bună și proaspătă și mai ales sănătoasă, pentru că folosim chefirul plin de probiotice. Haideți la treabă! Înainte de a face aluatul pentru aceste chifle, am pornit cuptorul la preîncălzit la 200 de grade Celsius. Și ne-am pregătit 500 de grame de făină. Voi face un loc în mijloc unde voi adăuga chefirul de casă. Dacă produceți așa ceva, adică dacă faceți pentru casă, pentru voi, chefir cu ciuperca tibetană, este foarte bun și de foarte multe ori ne aflăm în situația că ce să mai facem cu el, oare la ce mai putem folosi, pentru că noi producem destul de mult. Punem 300 de ml de chefir, o linguriță de praf de copt și o linguriță de sare. Apoi ne ajutăm de aceste bețe, dar se poate folosi și o lingură și o furculiță, nu contează, și amestecăm ușor acest aluat. Ce ne interesează pe noi acum este să incorporăm masa umedă cu cea uscată, dar să nu facem aluatul să se întindă. Deci să rămână aproape așa niște firimituri mari și niște bulgărași. Neomogenizați. Deci nu omogenizăm aluatul, ci doar îl amestecăm să se absoarbă lichidul în făină și cât mai ușor să incorporăm tot. Când am făcut treaba asta, încet, ușor, cu mâna mai amestecăm puțin să se lipească unul de celălalt bulgărașii până avem un astfel de aluat. Dacă sunteți cu alergii sau cu un regim alimentar vegan, se poate înlocui acest chefir cu mare succes cu apa minerală. Deci în loc de chefir punem apă minerală. Se poate înlocui chefirul și atunci vom avea un preparat vegan. Am pregătit aici și tava și tot ce mai trebuie să facem este să formăm chiflele. Deci, repet, acestea nu vor fi chiflele, acelea pe care le știți, umflate și foarte pufoase și moi și drăguțe. Și acestea sunt niște chifle foarte simple, foarte rapide. Pâinicile sunt gata, pregătite de băgat la cuptor. Și sunt gata și chiflele noastre. Cum spuneam, sunt ceva mai dense, dar la fel de bune. Încă sunt puțin calde, le voi unge pe o parte cu unt. Perfect! Deci, iată cât de ușor putem să facem niște chifle crocante în exterior și moi în interior. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și aștept părerile voastre să-mi spuneți cum faceți voi chiflele rapide.
câteodată se mai întâmplă să rămânem fără pâine și atunci ce soluție găsim? Noi mai avem încă o rețetă de lipii, turte, așa mai grosuțe, care se fac cu broză și iaurt. Adică cu iaurt și bicarbonat de sodiu. Așa că ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!